Politica țării este făcută și de tineri, asta spun reprezentanții organizațiilor de tineret ale partidelor din România. Mulți dintre ei s-au asociat cu o formațiune politică încă de când aveau 16 sau 17 ani, convinși că pot contribui la schimbarea în bine a societății în care trăiesc. Cum poți descrie un partid în trei cuvinte, aflăm chiar de la reprezentanților. Dinamic, sincer, de foarte multe ori, și inovativ. Credibilitate, democrație și speranță. Patriotic, un partid antisistem și în același timp AUR reprezintă speranță. Progresism, curaj și integritate. Cu siguranță profesionist, un partid dinamic și mai ales un partid solidar. De pe băncile școlilor în partid. Acesta a fost parcursul pentru sute de mii de tineri români, dornici să fie direct implicați în creionarea viitorului, s-au înscris în organizațiile de tineret ale partidelor. Am intrat în politică încă de la 18 ani, am ales Partidul Național Liberal pentru că sunt eminamente un om de dreapta și pentru că au fost câteva figuri în istoria acestui partid care m-au atras către acesta. Vorbim de familia Brătianu, vorbim de oameni care au pus bazele României moderne. M-am înscris în partid la 18 ani. Cred că a fost mai degrabă un efect de, nu știu dacă de turmă, dar un efect de echipă. Adică am mers către partid mai degrabă pentru că era gașca de prieteni care mergeau la activitățile partidului. În timp lucrurile au evoluat, cred că socialdemocrația mă reprezintă. Eu când am intrat în USR și când am votat USR, am avut acest sentiment de speranță. Simt că este singurul partid care, într-adevăr, este credibil atunci când spune că vrea să transforme instituțiile statului în instituții funcționale. Prima dată când am intrat în politică, am făcut acest pas la vârsta de 17 ani, tot într-o formațiune pe aceeași direcție conservatoare patriotică de atunci. În 2012 nu exista altă formațiune pe aceste șichieri decât România Mare. Iar de ce în AUR? Pentru că, unul la mână, AUR este singura forță de opoziție din România care nu a fost la putere. Este un partid nou. Este un partid care nu s-a compromis. Eram foarte speriat de tot ce însemna politicul, dar cumva foarte îndemnată, încurajată, împinsă de tot ce se întâmpla în România la acel moment. România la acel moment însemna 2018, Partidul Reper. Partidul Reper avea să fie un partid mult mai progresist, mult mai deschis, mai deschis spre politici sociale progresiste, deschis spre independenți, spre tehnocrați. Noua generație reușește să influențeze deciziile luate în cadrul partidelor, susțin reprezentanții organizațiilor de tineret. În momentul de față și în programul politic Reper avem foarte multe prevederi în ceea ce privește dreptul tinerilor, la fel tot ce înseamnă partea de analfabetism funcțional, accesul tinerilor la oportunități de muncă în zona rurală, prevederi care să combată abandonul școlar, faptul că suntem numărul unu la mame minore. Acestea sunt câteva subiecte pe care eu le-am abordat împreună cu Reperiu. Pe programul de tineret, pe programul de educație, pe programul de sport, pe programul de antreprenoriat, tinerii au avut un rol, zic eu, determinant, adică au venit cu idei, inclusiv în zona de fiscalitate. Veți vedea o măsură în programul de guvernare al PSD-ului pentru cei sub 25-26 de ani sau pentru studenți care lucrează, scutirea de diferite taxe. Aplicația mobilă ghișeu.ro, de exemplu, o aplicație prin care peste 2 milioane de români își plătesc taxe și impozite, plătesc amenzi, își descarcă cazierul judiciar, își plătesc taxa pentru asigurarea în caz de dezastre naturale. Este un proiect început de Octavian Oprea, secretar general al Tineretului Național Liberal, continuat de mine, vicepreședinte al TNL. Sunt în programul de guvernare 4 ședințe de psihoterapie, consiliere psihologică decontate pe lună, 4 ședințe pe lună. Alte măsuri cuprind ce înseamnă reabilitarea de cămine și construcția de noi cămine. În planul de guvernare sunt o serie de măsuri și inclusiv proiectul major care a stârnit multă controversă și dezbatere în spațiu public, cel legat de construcția a sute de mii de locuințe, vizează în special tânăra generație. În România, vârsta minimă pentru a te înscrie într-un partid este de 18 ani. Cei care n-au împlinit această vârstă au totuși voie să facă muncă de voluntariat, fără a fi membri de partid însă.
Ce vor tinerii de la politicieni? Este o întrebare care îi animă tot mai mult pe cei din politică. Tot mai mulți tineri din generația Z au drept de vot, doar că nu au cu cine vota, asta spun ei. Vor să se implice în viața societății, dar simt că nu au loc din cauza adulților. Prin urmare, se exprimă așa cum știu ei cel mai bine, în online. Radu ne aduce detalii la The Cube. Am văzut în alegerile din Statele Unite felul în care politicienii fac apel către tânăra generație, către generația Z. Tot mai mulți membri ai acestei generații au acum drept de vot, însă, spun ei, nu au foarte multe opțiuni, nu au de unde să aleagă. Acest lucru se reflectă și în spațiul european, evident se întâmplă și în România. De altfel, un raport al Society Watch pentru anul 2024 ne arată faptul că 25% este proporția pe care membrii generației Z o va ocupa în electoratul la nivel mondial până în anul 2030. Așadar, este foarte simplu de înțeles de ce politicienii la un moment dat chiar decid să se pună în cap pentru a face apel către această generație, așa cum am văzut în materialele pe care le-am tot prezentat zilele acestea, tocmai pentru că acest grup demografic este unul foarte important, nu doar pentru alegerile din această perioadă, ci în special pentru alegerile din viitor. Însă, tinerii care sunt interesați de politică și sunt destul de mulți, așa cum vom vedea și în jurnalele următoare, tinerii care sunt interesați de politică aleg zona de social media pentru a se informa, de exemplu, și acolo își caută informațiile. Și am văzut în ultimii ani apărând foarte multe platforme care tocmai acest lucru vor să îl satisfacă. Această sete a tinerilor de a se informa, însă într-un fel care să le convină și lor. Și vedem, de exemplu, această platformă Gen Știri. Am avut invitații care lucrează la această platformă, sunt jurnaliști foarte tineri, care încearcă să traducă într-un limbaj cât mai accesibil pentru tânăra generație tot ceea ce se întâmplă nu doar la nivel mondial, ci în special la nivel național. Sunt foarte multe astfel de platforme, de exemplu, Politica la Minut este o altă platformă de acest tip care face exact același lucru. Încearcă să traducă ceea ce se întâmplă în lume, așa încât să fie accesibil și să fie foarte ușor de înțeles pentru generația tânără, inclusiv pentru adolescenții care poate nu au drept de vot, dar care sunt interesați de ceea ce se întâmplă în societate. Pentru că acești oameni chiar sunt interesați de societate. Am văzut, de exemplu, după alegerile din Statele Unite, foarte mulți tineri care, deși nu puteau vota la aceste alegeri, aveau o opinie despre ceea ce s-a întâmplat și și-au exprimat-o ori de câte ori au avut ocazia. 44% dintre cei care fac parte din generația Z, potrivit acelui studiu, spun că rețelele de socializare le-au influențat cel mai mult opiniile sociale și politice. Un procent foarte mare dintre cei care fac parte din generația Z spun că din social media, adică de pe TikTok, de pe Instagram sau de pe YouTube, de la oamenii care sunt prezenți acolo, își iau inclusiv sfaturi care țin de zona financiară sau de zona de carieră. Însă, haideți să vedem cum se raportează și tinerii din România, din oraș în care locuim noi, la ceea ce se întâmplă în spațiul public și în mod special la politică. Mi se pare că sunt interesată de politică atunci când mă afectează direct și cred că majoritatea oamenilor gândesc așa. În acest moment nu mi se pare că este un partid foarte solid, mai ales în sesiunea asta de voturi, dar poate pe viitor, cine știe, o să aleagă să se rebranduiască ca să fie mai favorabile și tinerilor. Cel mai ok cred că ar fi PNL până acum și USR. Am citit un pic din ce își propune Partidul Național Liberal să facă și am văzut că există anumite programe și pentru educație și mi s-a părut interesant. Iar legat de USR, am văzut recent un videoclip în care era vorba despre dreptul femeii la avort și cred că a fost singurul partid care a avut un răspuns ok, că este dreptul femeii și nu ține de altcineva ce își dorește să facă cu corpul ei. Simt că candidații pe care i-am văzut de-a lungul timpului m-au dezamăgit și chestia asta cumva m-a făcut să mă îndepărtez de această zonă și chiar să îmi displacă într-un mod mare. Cred că USR, voi merge spre USR, pentru că este cumva cel mai inofensiv din ce am observat eu până acum. Nu pot spune că am o simpatie mare, dar cred că cu ei aș vota.